Fetele s-au întâlnit cu băieții în living pentru începerea petrecerii. În boxe le vorbea cineva și li s-a spus că se vor urca în mașina timpului în această seară. Se întorc în anii 90 printre tinerii de atunci și invitatul special din această seară, Bogdan Ioan, o să le aducă aminte de Michael Jackson. Bogdan Ioan este un tânăr talentat care va veni în această seară, va cânta live din câte înțeleg a fost prezentat, a și sosit Bogdan Ioan, a făcut cunoștință cu concurenții, le-a spus că se bucură să îi vadă, să îi cunoască, că se vor distra împreună pentru următoarele 20 de minute nu o să fie doar muzică Michael Jackson, are și alte surprize, a spus. O să fie o piesă de dragoste și am văzut că au dansat împreună cuplurile, iar cei singuri s-au unit așa unii cu ceilalți și au dansat împreună. Prima dată fetele s-a alăturat Dediș am văzut o pe Laura cu Albert că erau undeva într o parte a ringului, până la urmă au mers și s-au alăturat celor care erau singuri și au făcut așa un semicerc. Se amuzau și ei de situația în care sunt. Valentina a fost ultimul care s-a alăturat celor singuri și au dansat așa uniți împreună. Am văzut-o pe Antonia, foarte afectoasă cu Cristiana. Am crezut că se va întâmpla ceva acolo. S-a mutat camera destul de repede, însă nu cred că s-a întâmplat nimic mai mult decât câteva îmbrățișări tandre. Li s-a spus că s-au terminat piesele lente. Are de acum încolo pregătite piese cu un invitat special care se numește Shaggy, din câte am înțeles, este din Jamaica. Așadar, concurenții au scăpat de piesele lente, mai ales cei singuri care probabil nu erau așa încântați și vor urma piese ceva mai ritmate.